Ședința extraordinară a Consiliului Local Medgidia a fost din nou ringul în care aleșii locali și-au continuat disputele. Deși pe ordinea de zi s-au aflat doar 3 proiecte, ședința a durat aproximativ o oră. Prima discuție aprinsă a fost purtată între viceprimarul municipiului Luminița Vlădescu și unul dintre consilierii locali. Deci este vorba despre un buget de execuție, nu de investiții. De funcționare, nu de investiții. Eu vorbesc despre niște bani care sunt repartizate într-un anume fel. Întreb și eu, ca un om care zic că n-am venit degeaba aici, cum ați făcut această repartizare? Nu-i nevoie să ridicați ton? Nu ridic tonul, dar o să vă supărați. Nu-i nevoie să vă supărați. Că nu e pe investiție și nu știți foarte bine că lucrurile astea se fac. Pentru că sunteți plătită tot în banii noștri. Calmați-vă. Da, și dumneavoastră de altfel, doamna consilieră. Sunteți plătită din banii medicienilor. După îndelungi parlamentări, primele două proiecte aflate pe ordinea de zi au fost votate. Acestea vizau aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pe anul în curs, precum și a rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al SCA Apollo Ecotherm SRL. Cel de-al treilea proiect privind numirea reprezentanților Consiliului Local Medgidia în consiliile de administrație și în consiliile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar a dat naștere unei noi dispute. După minute bune de discuții în contradictoriu, dar și acuzații aduse primarului Marian Iordache, consilierul local Dumitru Cotârlă a hotărât să renunțe la funcția din Consiliul de Administrație al Școlii Generale numărul 4 din Medgidia. Sunt reprezentantul Consiliului Local în administrația Școlii 4, dar de câte ori m-ați chemat să mă întreb? Băi, ne-a cotârlă, ia zic, domne, ce se întâmplă acolo? De ce este nevoie? Ați luat măsurile cum ați considerat dumneavoastră, ați făcut acoperiș la prețul care ați vrut, gardul la prețul care ați vrut. Am spus că o să cadă, acum cade, să vedem ce o să faceți, de unde luați bani ca să-l reparați. Ați spus în față doar problema dumneavoastră, să vă fie dumneavoastră bine, de noi n-am mai contat. La finalul unei ședințe tensionate, primarul Marian Iordache a trimis câteva săgeți către anumiți aleși locali care, potrivit edilului, ar fi nemulțumiți de faptul că municipiul Medgidia a primit 500.000 de lei din partea Consiliului Județean Constanța. Mi s-a rupt sufletul de când am auzit că sunt oameni care și-ar dori ca la Medgidia să nu vină bani și asta dintr-un singur motiv, pentru că ei candidează la legea următoare și ar vrea să vadă că actuala administrație nu se descurcă financiar. Nu e un motiv de controversă, nu au venit bani mulți, au venit 500.000 de lei, e o sumă importantă, e o sumă care poate fi utilizată cu cap și care poate să modernizeze o parte din drumurile orașului, însă e departe până ajunge la o situație de a avea toate străzile din Medgidia modernizate.